Nu există localitate unde să nu-și fi fost. Raioanele, absolut în fiecare raion am fost, de la nord la sud, de la vest la est. Am nimerit și în sate unde nu mai era niciun locuitor. Am nimerit în sate unde locuiau doar 4 persoane, pădurarul, un cioban și un domn care stătea la pat și o doamnă care îl îngrija. Într-o toamnă era timp ploios, pe jos nu doar glod, dar era așa un lutiș împrăștiat. Domnișoara un pic s-a alunecat și am împrăștiat hârtiile pe jos. Doamne, sărmănica, cum plângea, cum își făcea griji. Ce va fi, cum va fi smurdare de glod. Da, când era pe spor de hârtie, asta a fost în 2016. Dar le-am ridicat de jos, le-am șters atent cu șervețele umede. Am mers la primărie și am rugat doamna de serviciu să ne permită. Zic că unde sunt intrați voi, am plin de glod. Dar ce să fac dacă a căzut domnișoara jos, trebuie să o ajutăm. Am șters fiecare chestionar cu șervețel. Nu s-a, dar era în grijă ce va fi, ce au să zică din oficiu. Sunt cazuri diferite. Când ploua un pic, dacă nimerea pe spor de hârtie, să împrăștie, ascundeam hârtiile sub scurte ca să nu nimerim în ploaie. Acum mult mai simplu, cu sport de electronic, desigur, asta nu se uită niciodată. Asta nu se uită niciodată. Eu am mers întâmplător în locul la un alt operator. Eu am mers, primul meu proiect a fost în orășelul Iova, cu chestionare cu fumătorii. Și când am mers cu un șofer tânăr, care acum nu mai activează, deja e plecat peste hotare, cum pleacă marea majoritate tinerilor, cu părere de rău, nu știu că se poate de câștigat bine și la Magenta. Era o zi de februarie, era un frig afară și ploua și ningea, că șoferul zice, dar nu mai întrebați chiar pe fiecare dacă sunteți fumător sau nu. Era o sondaj pe stradă. Și eu zic, păi da, ce, am venit să stăm aici, să înghețăm, să așteptăm, ce să așteptăm? Am făcut chestionarele și mergem acasă. Eu mulțumit, ziua aceea am ajuns acasă un pic înghețată, udă la picioare, încă nu știam că pe timp ploios trebuie de îmbrăcat papuci mai corespunzători timpului și anotimpului, încă nu aveam mănuș, încă nu aveam un pulover mai gros la mine. Atunci am înțeles că, indiferent de vârstă, indiferent de gen, pentru fiecare este loc la muncă, doar să dorești, să fii ambițios, să poți vorbi și citi, desigur. Cum două frunzi nu sunt la fel, exact și zilele sunt zile mai bune și sunt zile mai puțin bune. Ce bine! Ador respondenții receptivi care înțeleg că este foarte important să participi la acest sondaj. Este foarte bine și mă simt și eu mai fericită, îndeosebi când la final de proiect se anunță la televizor, văd pe internet, aud la radio că uite, Magenta Consulting au realizat un chestionar pe tema Cutărescu sau Cutare și zic, uite, ăsta a fost și rodul muncii mele.